n-ai bani, banii se fac. N-ai copii, mori om sărac. N-ai copii, mori om sărac. Și păcat că n-are cine să mai plângă după tine, să mai plângă după tine. Dacă nu ai copii lași, bogăția cui o lași, în pământ o poți lua, să alege praful de ea. Dacă nu ai copii lași, bogăția cui o lași, în pământ o poți lua. Andrei, ai venit cu Andrei. Aoleu, s-a dus. Andrei, păi și cu tortul cum fac? Îl iau și plec? Păi da, îl voi da. Și pentru frățiorul tău, da. Avem pentru amândoi surpriză. Ție îți dau baloanele. Ia uite, cine e aici? Cine e aici pe tort? Ia să vedem. Tati. De cu tati e? Altcineva cine mai e? Aici cu tati. Nu-l cunoști? Cine e ăsta, deci? Sori. Tu ești. Este tortulețul tău, da, este poza ta și a lui tati. Vei ce mic erai tu acolo? Avem o surpriză astăzi pentru voi. Cum a dat Dumnezeu să fiți născuți în aceeași zi, în aceeași lună? Da. 4 ani diferență între voi. Da. Mulți înainte. Noi avem o surpriză astăzi, avem daruri din partea cuiva ce vă iubește foarte mult. Și nu v-a putut fi alături astăzi, dar ne-a trimis pe noi să nu să le ținem locul, să vă aducem ceva din partea lor. Cine să fie? Tati. Tu cu tati, tu cu mami, da. Mami cu tati. Da. Te siguri? Da. Da, dar cu noi inițial a vorbit o fetiță pentru treaba asta. Care din voi are prietenă, iubită, ceva? Andrei. Nu. El. Andrei, tu ai prietenă? Nu. El are prietenă, el. Cristian, tu ai prietenă? Nu. El are. Ne spui numele ei? S-ar putea să fie de la ea surpriza noastră. Trebuie astăzi. Că cred că nu ți este alături aici, prietena. Vine după masă, că ți-e frate, ți-o șură ea. Să fie de la ea? Nu știu. Tu, Andrei, ce spui? Acea persoană care ne-a trimis. Da? Stați mai apropiați așa un pic. Eu am un mesaj aici pentru voi. Am și o melodie. Cu ce începem? Din ce credeți voi că vă dați seama mai bine de la cine venim cu darul? Nu știu. E bine, Cristian, că îl luași pe nu știu în brațe, că Andrei îl copie. Da. Melodia sau mesajul? Mesajul. Mesajul. Melodia. Bun, așa, vă vorbireți să mă încurcați pe mine acum. Că ne place melodiile. Îi place? Bun, păi și până la urmă, care e numele fetei? Nu știu. Andrei, spune tu, că-i gagica ta? Păi nu știu cum o cheamă, păi nu știu numele. Păi o iubești și te iubește și nu știu cum o cheamă. Haide să vedem ce nume avem noi aici în felicitarea noastră. Da. Spune. La mama și tati. Păi și fata? Dragii noștri, chiar dacă nu suntem lângă voi în această zi specială, adică ziua voastră de naștere, suntem printre străini. Ne aduce un dor în suflet pentru că nu suntem lângă voi. Dar sunteți destul de mari să înțelegeți că pentru voi stăm plecați să muncim ca să aveți un viitor mai bun. Avem durere în suflet că nu suntem cu voi acasă. Dar suntem cu sufletul și inima alături de voi. E foarte greu să fii părinte și să nu fii lângă copiii tăi acasă, de ziua lor, de Crăciun, de Paști. Să stai la mâna străinului pentru un ban. Dar pentru copii suporți orice este posibil. Deci mami cu tati.
Ați, da. Ați zis bine la început, mami cu tati nu vă pot fi alături. Dar vă urează un sincer la mulți ani, la amândoi, sănătate, fericire, să aveți parte numai de bucurii și multe alte realizări pe viitor. Răul să nu-l știți, numai bucuria și fericirea. Să aveți drumul presărat numai de flori și noroc în viață. Mami și tati vă urează multă, multă sănătate și ne este dor de voi toți de acasă. Încă o dată la mulți ani. Din partea părinților Cristian și Ramona, care sunt plecați în Spania. Da? Acolo sunt. Mami cu tati, plecați? Da. Să vă aducă și vouă niște portocale când vine acasă. Să fii sănătos, să ai noroc în viață și să nu știi ce e suferința, da? Bun, îmbrățișarea și pupicul. Și tu la fel să fii sănătos? Să nu știi. Dadi, fără plâns. N-avem voie, Dadi, cu deștea. Și să ai mult noroc în viață. Uf. Dadi, Dadi, ce păcurăm noi? Păi ce să zic, Andrei, tu să fii mai cuminte, mașa șturează la mulți ani, să crești mare, să fii deștept, să te duci la școală. Da? Bun. Și tu, moșică, tu ești cuminte, tu ești cuminte. Uită-te și tu la moșică. La mulți ani și să ai noroc în viață. Și-l ascult pe mami, să-l ascult pe tati. Să nu mai faci rele, da? Bun, și tu îi dai un pupic lui Mușica. Hai și tu. Hai. Bun. De n-ai bani, banii se fac. N-ai copii, mori om sărac. N-ai copii, mori om sărac. Și păcat că n-are cine să mai plângă după tine, să mai plângă după tine. Dacă nu ai copilași, bogăția cui o lași. Haideți fiecare cu un pic la copii. Să alege praful de ea.
start. Citila, da? Vă dea Dumnezeu să mă uitați. La mulți ani, mulți bani. Da, cum am zis? Tare, tare, cu toți! Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani? Andrei să trăiască, Andrei să trăiască la mulți ani! Și Cristian să trăiască, Cristian să trăiască la mulți ani! Hai, vă puneți o dorință în gând și suflați tare, fiecare în lumânările lui! A, și tu? Bravo! Bravo! Aplauze toți! Bun! Cristian, cum te simți la 11 împliniți azi? Bine! Păi și cu Dorința, cum făcură surpriza de la părinți și Dorința legată de fata aia? Păi e corect așa? La tine, Andrei, tot așa fu? Cum te simți la 7? Bine! Bine. Și cu fata aceea ce facem? E aceeași la amândoi sau sunt diferite? Diferite. Bravo, bun. Păi ce să fac? Spune-le la lui mami ceva. Că iubești, că ți ador de ei și că vrei să vii, să vină acasă. Hai zi. Zi, tati, îți mulțumesc. Hai zi. Te ador. Și altceva? Și de tati. Și că le mulțumești pentru surpriză? Zi, să vă mulțumesc pentru surpriza aia. Mulțumesc pentru surpriza făcută de voi. Și să creșteți mari. Nu? Îi iubesc. Și să fie sănătoși. Zi. Zi. Și să crească mari. Să puteți să munceți pentru mine. Să puteți să munceți pentru mine. Bravo. Bravo. Bun. Mă dor de voi și aștept să veniți acasă. Să fiți sănătoși. Să fiți sănătoși. Și vă mulțumesc. Și vă mulțumesc. Și vă iubesc. Și vă iubesc. Și la anul când veniți mă găsiți cu fata aia. Da. Nu? Hai, spune! Și la anul când veniți mă găsiți cu fata aia. La mulți ani, mami! La mulți ani, fică! La mulți ani, mami! Mami, nu plângeți, mami! Astăzi sunt băieți mari. Trebuie să fie fericiți, bucuroși. Vezi ce surpriză frumoasă, vezi? Îți place? Mami, bună, să trăiți. Mâna n-ai, țipăm. 3, 2, 1 și... De n-ai bani, banii se fac. N-ai copii, mori om sărac. N-ai copii, mori om sărac. Și păcat că n-are cine să mai plângă după tine, să mai plângă după tine. Dacă nu ai copilași, bogăția cui o lași? În pământ o poți lua, să alege praful de ea. Dacă nu ai copilași, bogăția cui o lași? În pământ o poți lua, alege praful de ea. Nu-i sărac cine nu are niciun ban în buzunar.
niciun ban în buzunare. Îi sărac cel care spune că n-are copii pe lume, că n-are copii pe lume. Dacă nu ai copii lași, bogăția cui o lași? În pământ o poți lua, să alege praful de ea. Dacă nu ai copii lași, bogăția cui o lași? În pământ o poți lua, să alege praful de ea. N-ai bani, banii se fac. N-ai copii, mori om sărac. N-ai copii, mori om sărac. Și păcat că n-are cine să mai plângă după tine, să mai plângă după tine. Dacă nu ai copii lași, bogăția cui o lași? În pământ o poți lua, să alege praful de ea. Dacă nu ai copii lași, bogăția cui o lași? În pământ o poți lua,